Salut, comunitatea Marvel, Leonidas, am revenit cu un videoclip cum am promis, vreau să mă țin de promisiune. În deschiderea anterior am avut deschidere de la banchet și am luat pe Weapon X, care vreau să duc la Red 5. Încă nu am, deci încă nu am primordial pentru ascent, ca sigur că îl duc și îi dau și ascent. Deci hai să vedem, de 565 nedublat, ce face? Deci asta, da. Deci Berserk Rage cooldown duration decrease by 2 to 7 seconds. Start is 5 regeneration level with 4000 to 8000 health based on the number of rage weaponization. Ok, deci atunci ce facem felul următor. Pot să dau mutat, dar nu dau. Am 10 awaken general, dăm awaken general. Și mai facem încă ceva. Ce zice? Aici e de 2% sau da? Hai să ducem frumos la maxim. Putem să am 37, dam de la 1 la 200. Boing! Bum! Direct! Wow! 7 secunde și 8000 regenerare. Frumos! Ține 5% de blade mode. 5 range. Thanos. Calc. Da, deci asta a fost Weapon X. Deci asta a fost Weapon X. Și cred că o să facem și următoarea. O facem, că de mult vreau să o fac. Am zis că facem doar Weapon X, dar îl facem și pe ăsta, îl dăm și pe HT. Ia uite-l cum îl dăm și pe HT. Double Rank 5. Asta a fost, mă întorci. Deci nu depinde foarte mult de a fi dublat, doar îi crește șansa de a își activa Persistent Charge încă o dată. Îi crește șansa cu 21,92. Da, deci asta a fost. Mulțumesc pentru atenție, Leonidas, ne vedem în următorul clip, mai bine, peace out!